my god, mă plictisesc atât de tare în casă, deci doar fac curat și doar gătesc pentru că de recent m-am înscris la un concurs de mâncare, așa că chiar vreau să-l câștig. Dar pe lângă asta vreau să mă relaxez și vreau să stau la plajă, la o piscină, ceva, orice. Am văzut recent pe Google, pe internet, pe Facebook, da, că s-a deschis o nouă plajă la noi în oraș, aici în Blondești, pentru că eu am ajutat la construire, pentru că eu sunt șefă, da. Așa că va trebui să o anunț pe Adina că s-a deschis o plajă nouă și să mergem împreună. Da, ok. Deci, stați să închid ușa aici, că omega asta e cam închisă de tot. Așa, închid ușa să nu vină vreo insectă la mine în casă, că eu știu ce insecte sunt aici la mine în oraș, pentru că, da. So, Adina! Adina! Open! Open the door! Intră. Ce dracu? Beluga se vruga ca winds of the Caspian La Sea. revedere, o seară frumoasă! Ce Nu mai proastă sunt! pleci. Bună. Bună, ce faci? Bine, tu ce faci? Bine, deci voiam să zic că s-a deschis o plajă nouă aici în Blondești, așa că te invit să mergem împreună și să ne bălăcim. Nu cred. Plaja aici în Blondești? Da, plaja aici în Blondești, a fost Ce deschisă tare! ieri, așa că noi vom fi primele persoane care merg acolo și din câte am auzit, au angajat o fată super de treabă acolo, așa că o să ne înțelegem, cred eu, nu Ok. știu sigur, dar sperăm. Da. Da, eu te las. Te schimbi într-un costum de baie și... Da, Sau sigur. ba nu, știi ceva? Vino la mine că am un costum super pentru tine. Hai Oh, că ți aleg bine. la mine acasă, pentru că tu Hai. cred că ai doar coză sirenă, pentru că ești o sirenă. Da. Așa, stai puțin. Și tu ce făceai? Făceai o vrajă? Da, încerc în continuu să îmi fac vocea mai armonioasă, dar nu Da. știu. Stai să închid ușa că ți-am... Da. Ok, hai vino aici la mine. Alegeți aici un costum de baie să vedem care stă mai bine și în același timp o să mă schimb și eu. Ok, Adina, eu m-am schimbat. Văd că și tu ți-ai ales ceva drăguț, pătână și saxos, pentru că ești o Da. sexoasă. Da, tu poți să ieși afară că eu trebuie să mai iau un accesoriu de aici și... Da, sigur, te Da, aștept. ok. Ok, mi-am ales accesoriu. Acum ar trebui să mă duc după Adina și să mergem la plajă. Aoleu, ce proastă sunt că mi-am închis ușa. Adina, where are you? Aici. Ia uite, asta m-a Haide. așteptat afară. Făceai plajă, fată? Închide Mă ușa, că s-ar putea să-mi pregăteam. intre țânțarii. Așa, hai să mergem. Ar trebui să fie pe acolo. O să luăm o scurtătură, iubita. Ok, într-un Unde final e? am ajuns aici. Uite, e chiar aici. Plaja botoxată. Da, Uite și plaja geaca e Prodot. botoxată. Da, deci au fost lansate super recent. Încă n-am apucat să merg acolo, dar de curând o să merg, așa că o să te iau și pe tine dacă vrei. Uite, GFA, Perfect. make-up line made for your inner GFA. Pre-order or damn now. Vezi? Foarte drăguț. În fine, hai să luăm bilet și poate luăm un snack, ceva, știi? Hai. Da, hai să mergem, hai să mergem. Oh my god, ce drăguț e. Bună Bună ziua! ziua, bună ziua. Bună ziua, cine sunteți și ce vreți de la mine? Secretara și primărița. Da, primărița și secretara. Am dorit, vă rog frumos, să luăm două bilete pentru astăzi. Cred că o să stăm o oră. Ce zicea Dina? Oră? Da, sigur, oră. E O ok. oră pe acolo, da. Da, o să vă coste 70 de lei pentru domnișoara primăriță și 20 de lei pentru domnișoara secretară. Da. Ah, ce bine. Cum adică mie îmi cereți 70 de lei și ei doar 20? Plătiți Dumneavoastră egal. sunteți stâmpită? Domnișoară, vă rog frumos să lăsați acest comportament de mahala la dumneavoastră acasă și nu la mine la piscină, ok? Domnișoare, eu cred că nu știți cu cine stați de vorbă. Sunt primărița acestei comune, acestei mici adunături. Deci vă rog frumos să nu mai comentați în fața mea că vă dau afară. Ați înțeles? Rămâneți fără loc de muncă. Aoleu, auzi tu la ea? Domnișoară, vă rog frumos, dacă ați venit cu tupeul la mine la piscină, eu nu cred că dumneavoastră sunteți primăriță, voi ați venit cu, ați venit cu fițe la mine aici, că sunt din Moldovia și eu mă pricep aici la treabă, ați înțeles? Deci mă doare în cur de unde ești tu, ce faci tu, da, lăsând toate astea la parte, eu am bani, îmi permit și te plătesc, da?
că am obraz, nu ca tine. Eu plătesc cu cardul, aveți POS? Am pe telefon cardul. Da, avem. Ok, și pe lângă asta am dorit și niște snacks-uri și un suculeț. Doamna primăriță le plătește. Da, ce snacks? Păi, eu aș dori, cred că un Pringles. Asta am vrut să zic și eu. Cu sare, din ăla original. Să zic și eu. Ce mea? Twins. Să nu, da, ține doar unul, pentru unul fată ține la dietă. Unu și... Și ce doriți de băut? Ia, mai repede, că n-am tot timpul din lume! Hola! Domnișoară, nu mai țipați, că vă iau de sutienul ăla și vă dau capul de pereți. Mulțumesc. Un cola că vă sucrum. Două kilo. Cola. Zero, zero chiar. Da, m-ar cam trebui un zero, că sunteți cam plinuți amândouă. Și ție, cred că ți-ar cam trebui un minus, că ești de nota minus, surioară. Draga mea, cum vă numiți, domnișoară? Eu cum mă numesc? Dar de ce trebuie să vă zic așa ceva? Pentru că sunt primărița și trebuie să știu așa ceva. Și așa te găsim în baza de date, stai liniștită, nebună. Ok, ok, mă numesc Alina. Și? Alinuța sugepuța. Domnișoara Alina, dacă mă înfing în extensiile alea ale voastre. Doamne, extensiile alea made in China, cu păr de pisică, deci eu vă zic sincer. Sintetic. Sintetic, deci păr de pisică sintetic chiar. Deci vă dau cu capul de pereți, sincer. Mai aveți și fața cu sută. Exact, nu vede ce față aveți pe dumneavoastră. În fine, lăsând asta deoparte, vă rog frumos dați-ne tot ce v-am cerut. Deci două Coca-Cola Zero și un Pringles cu sare. Da, ok, stați iau de pe rap de aici, așa. Urdu! Fă fețiuță că mă fingă șuful tău acum! Și cu tine! Mamă, că mor la tine pe teșdea aici și vin la tine și par geamul ăsta. Sunt la poliție, nesimțită! Poliția aici! Iai, numai că sunt la poliție cu tine și cu tine, fă! Gata, ia lăsați-mă! Să vă dau ăsta să vă dușiți, dracu, că eu nu vă mai suport! Așa! Și, deci am luat Pringles-ul, n-ați de aici, că mă umpli toți dragi pe mine! Și, și mai vreți? Două Coca-Cola Zero. Să te călcăm cu mașina. Doamne, ce amuzant eu sunteți! Uitați aici! Tași, fă! Două Coca-Cola Zero, așa. Da, în total, 1000 de lei. O mie de lei? Da, 1000 de lei. Vă rog frumos să plătiți. Ok, cu cardul sau cu ce? Cu ce vreți dumneavoastră, nu e după mine, după dumneavoastră. Da, dați-mi să plătesc cu telefonul chiar, că-mi permit cu telefonul. Uitați de aici, stați puțin, uitați. Cât ați spus? Uitați, stați. Adina, ai... Ah! Domnișoară, dumneavoastră mă amenințați cu sabia! Cât ați spus? Nu vă e rușine că vă fut o coadă de cal în cap! Cât costă? 20 de lei, domnișoară. Mulțumim! Plăcere! Da, ok, o seară frumoasă, la revedere. Da, noi o să ne bucurăm de piscina aici, da. Adina, hai să stăm puțin la soare aici, că nu mai pot. Ce bine. Oh my god, Adina, deci nu mai pot, am stat pe asta, deci cred că a trecut ora aia, s-a făcut seară, efectiv, de când stăm aici. Mi-mi place. Da. Mă scuzați că vă deranjez iar, dar s-o cam dus ora, v-am lăsat și 3, dar văd că dumneavoastră nu aveți bun simț, plecați odată. Da, domnișoară, mă scuzați că vă zic, dar o să mai stăm puțin pentru că ne place. Plătim mâine dacă e ceva. Da. De fapt, trebuie să mă duc acasă dacă vă dați să vă grăbiți, dacă vă dați să vă grăbiți, că nu mai pot, vreau să merg la copiii mei acasă, da? Ok, bine, dar să ne aduceți un suc. Dar până atunci mă duc să mă piș, pentru că piscina asta voastră m-a făcut să am o pișare. Ok, domnișoară, puteți să mergeți să vă pișați, nu avem nicio toaletă la noi la piscină, dar puteți să mergeți undeva pentru boschete. Ok, ok. O să mergi acolo. Da, vă mulțumesc, o să mă duc. Adina, tu ai grijă aici. Da, da, da. Să aveți grijă de prietena mea. Da, domnișoară, să am grijă, să am cea mai mare grijă, nu vă face nicio problemă. Ok, mulțumesc. Da. Ce ciudată. Unde am vreun boschete că mă piș pe mine? Uite aici, după peretele astea, că nu mai pot, nu mai pot. Adina, iubita.
Tu crezi că eu permit ca cineva să mă înjure pe mine? A? Adică? Cum adică? Deci, tu ai făcut un circ acolo când ai cumpărat bilet cu prietena aia ta, cu primărița aia proastă. Deci voi vă bate joc de mine, nu, și acum... Nu, dumneavoastră o bătaie de joc, sunteți călcat în picioare de viață nefutută cu 7 copii. A, da? Deci... Da. Ok, atunci, care sunt ultimele tale cuvinte? Ia spune-mi. Mori, futu-ți gâtul mătii de proastă, mori! Yeah! Să vezi ce ajung eu secretară și pe primărie să fute mașină în nasul tău! Yeah! Nebuna pi... Ia vino pe fa! Vino pe fa! Ioi, că ce pișare am tras, nu mai pot să mă duc înapoi la Adina mea, la surioara mea. Așa că, da. Bună, unde e Adina? Adina e cu bacteriile din piscină. Ce vrei să ziceți prin asta? Ce, unde? Adina! Adina! Adina, ce faci? Adina! Oh my god! Oh my god! Adina! Ce ți-a făcut aia? Oh my god! Fut-o în gură de nesimțită! Uite ce ți-a făcut, a vrut să te nece! Doamne, ai să te scot aia afară repede pe aici, pe la scăriță, doamne! Adina, doamne, de... Mamă, deci nu, că pun poliția pe asta, deci... Mai ești bine acum? Mai pomă, dar e gâtul. Bine, vină cu asta, luăm, să-ți luăm un suc de aici. Ce suc vrei? Uite, o Coca-Cola zero îți luăm. Hai, uite, da. Na, deci, na. Mulțumesc. Gata, hai repede acasă, că vai, doamne, deci... Mamă, ce pun eu poliția pe asta, firea aia dracu de nebun. Hai, gata, hai să mergem, hai să mergem, gata. Hai. Nu, deci, cum s-a întâmplat? Explică-mi și mie cum s-a întâmplat chestia asta. După ce ai plecat la baie... Atenție să nu împășești pe pișatul meu. Hai, după ce ai plecat la baie, la boschet, a venit spre mine să mă întrebe... Să mă întrebe că voia să fie nu știu ce primăriță, că să fie ea secretară și mi-a întrebat care sunt ultimile mele cuvinte, că deci ne bate în joc de ea, că i-am făcut circ. Pe unde l-o mai pe aici? Pe aici. Și după mi-a băgat capul în apă. Ok, va trebui să fiu mai atentă când angajez pe cineva, pentru că nu se poate așa ceva la noi în orășel. Hai, intră. Ușor. Hai, pune-te acolo, pe pat, eu ți-aduc ceva, un ceai, vrei un ceai, unul de răsmeriță? Nu mai vreau să vă lichide. Ok, bine. Atunci tu ai grijă, stai acasă, te relaxezi, vorbim pe FaceTime și dacă e ceva, mă anunț, dacă ți-e rău sau așa, da? Uh-huh. Eu să merg la mine acasă, să mă relaxez și să mă uit la ceva serial și da. Te pup și ne auzim mâine. Pa! Bine, pa! Doamne, deci ce curbă, că altceva nu pot să-i zic, deci cum își permite să o nece pe Adina, a vrut să o omoare? Ferească sfântul, o să mă ocup eu de ciufu ei următoarea dată când mai dau de ea prin oraș. Putem așa nasul ei, doamne. Să-mi bag eu pizda nasul ei, n-am reușit eu să o omor, acum da data viitoare o omor. Cine dragul să credea să-mi comenteze mie așa, păi putem așa nasul ei să mă fut. Nu, data viitoare o bag cu capul în ciment. Păi nu, că nu se mai poate, deci așa ceva, efectiv nu se mai poate, deci nu mai pot. Vedea ce o să-i fac.